ați venit sau revenit aici pe canalul meu la un nou vlog. După cum v-am zis în vlogul de ieri, am primit niște colete pe care vreau să vi le arăt și vouă. Am aici un ajutor, ca să zic așa. Îl am pe Sorin cu mine, Ianis încă doarme. Mi-am făcut aici o cafea și da, după cum ați văzut, m-am vopsit roșcat la rădăcină. Mi-am făcut toată rădăcina roșcată, doar că acum e nearanjat și nu știu cât se vede de bine și nici nu am o lumină foarte bună aici, dar numai rădăcina este roșie peste tot. Am avut eu așa o chestie, așa că m-am făcut. În fine, dacă îl desfac și dăm drept, se vede altfel. V-am zis că... Ia vină la mami. V-am zis că am aici un super ajutor. Am fost ieri cu ei la tuns, i-am tuns pe amândoi. Un prieten de-al soțului și-a deschis o frizerie, așa că la el Sorin stă să se tundă și îmi place treaba asta, că îl face în așa fel încât să stea. Ia uitați cât de drăguț este. Spune-le bună! Bună! Ce mai faceți? Ce mai faceți? Spune-le, eu sunt Năzdrăvan. Unde e Ianis? Face nani? Dacă sunt nani! Face nani? Cu cine face nanita, Ianis? Tati! Bine, mami. Mai ajut să le arătăm hăinuțele? Da. Avem, să nu bași mâna în guriță, avem de data asta Hall Sensei și vreo 3 produse din H&M. Nebunia lui e să apese pe butoanele astea de la trepied, pe care eu tocmai de asta nu le-am aprins, că știam că dacă le aprind o să stea numai să le stingă, să le aprindă în continuu. Așa că vreau să vă arăt, am aici Dita Mai Bunga din Sensei și v-am zis câteva chestii din H&M, așa că vreau să vi le arăt, să nu ziceți că sunt nebună, când o să vedeți numărul unor produse. Dar știți cum e, începe grădinița și ai nevoie de foarte, foarte multe lucruri. Așa că vreau să încep cu ce am aici la îndemână. I-am luat lui Ianis 11 perechi de chiloței. Da, ați auzit bine, 11 perechi de boxeri. Și mai are un set luat din Pepco în început. În ăștia am aici așa, i-am luat odată, eu numai mărimea 110-116 am luat la chiloței. Setul ăsta are 3 perechi, o pereche albastră, una drăguță rău cu mașinuțe, cu nu, tractoare, văcuțe, în fine, și încă una așa verde. Să-ți arăt tractorul? Uite, poftim. Ține-l. Sorin e nebunit după tractoare. Și am luat și lui atât, am luat 3 perechi de chiloței, pentru că el are foarte multe perechi de chiloței, că nu crește chiar așa de repede la chiloței. Și am luat și lui modelul ăsta, la fel ca lui Ianis. Dar la mine se-am luat multe pentru că el are și nevoie la grădiniță să își schimbe zilnic, acasă și așa mai departe. Astea sunt ai lui Sorin și am luat 86-92. Uite, Sorin, ai ieșit tu aici. Uite, mami. Așa. Aici tot pentru Ianis. Aici sunt tot 3 perechi. Una albă cu un cățeluș. Una gri. Să-ți arăt cățelușul imediat. Aici una gri și aici unii albaștri cu oase, chestii tot de cățeluș. Ăștia mi-au plăcut mult ăștia. Tot mărimea 110-116. Uite, cățelușul. Așa. Și aici are 5 perechi, Ianis. Are una așa în dungi, una albastru închis, una tot cu dungi de alte culori, una gri și aici una roșie în dungi. Mi-au plăcut super mult, așa că i-am comandat, v-am zis să fie, că nu pot să-i dau lingerie intimă 2 zile, vă dați seama, nu e igienic. Așa că am 11 perechi să aibă și v-am zis, mai are un set de la Pepco cu 2 perechi neîncepute și alea. Așa, am luat aici un set cu 5 perechi de șosete, eu le-am mai luat din Pepco 10 perechi de șosete și le-am mai luat acum încă 20 de perechi să aibă, că 30 de perechi de șosete la 2 copii chiar mi se par puține la câte mordăresc ei și o să le mai iau pe parcurs. Astea sunt albastre cu tractoare, albe, galbene cu tractoare, roșii și gri. Să-ți arăt și ție tractoarele? Ca să vedeți. Ia uite! Să-ți arăt și ție, da. V-am zis că l-am aici, el e nebunit după tractoare. Nu că nebunit, e puțin spus. Și aproape tot ce este aici am luat pentru Ianis.
pentru Sorin o să vă zic ce am luat. Cred că o pereche de pantaloni și un training, să vedem. Dar în rest tot ce am aici e pentru Enis, în mare parte. Am luat pentru Enis această bluză superbă. Mi-a plăcut mult. Așa este pe spate, cu desene. Mărimea 116 am luat eu. Stați ca să vedeți mai bine. Că aici am loc. Te rog să le pui înapoi în pat, da? Așa. Le-am luat aici două perechi de pantaloni la fel verzi. Ăștia sunt ai lui Enis. Așa arată. Dar sunt din aia de toamnă, iarnă, așa super pufoși la interior. Și mi-a plăcut mult așa că le-am luat la amândoi. Pentru Enis am luat 116, pentru Sorin am luat 98. Mi-au plăcut mult. Așa arată. Un material super drăguț, așa și pufos. Și jos sunt așa strânși. Uite, astea nu le scoate. Te rog să le iei pe alea de jos, da? Și ăștia sunt ai lui Sorin, ăștia sunt mai micuți, după cum se vede. Vrei și tu să arăți? Avem amândoi la fel? Și pentru el v-am zis 98 și pentru Enis. Stai, încet să nu te lipești. Așa. Singurul lucru pe care eu mi l-am luat de tata să îl aruncă cu ele a fost acest set de șosete. Ați văzut, mi-am luat și lingerie intimator neagră de la H&M pentru că mi s-a pus așa. Și astea sunt un set cu nu știu câte perechi, 1, 2, 3, 4, 5 perechi de șosete, asta scrie aici. Și nu știu, eu am dat 10 lei pe astea și sunt negre, simple. Ca șosete nu am nicio... șosete nu am niciodată. Uite, strânge-le și pe alea de acolo. Da? Și le pui aici, în pat, lângă ursul Nane, da? Da! Așa. Imediat, stai puțin. Încet, 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 că dai peste trepied. V-am zis că am aici ajutat de vedere. Aici trenuri despre care vă spunem. Al lui Sorin. Nu mai am coapele, te rog frumos, gata. Da? Gata. Haide. Treci în pat, lângă ursul Nane. Așa. Stai că vă arăt imediat. A, sunt legate. Am luat așa un training verde și asta l-am prins și la reducere, nu știu. Ai scrie că e 40 de lei și am dat pe el 28 de lei, parcă. Bluza este așa verde deschis cu verde închis. Mi-a plăcut mult. O mărimea 98 am luat. Așa arată. Și ei sunt pantalonașii. Lui am luat, v-am zis, acea pereche de pantaloni și training-ul ăsta și alea 3 perechi de chiloței. Pentru că el are foarte multe haine. Și training-ul ăsta mi-a plăcut mult, mult, mult de tot. Așa că i l-am luat și mai ales că a fost și redus. Am zis să îi iau și lui dacă tot l-am redus. Am aici o bluză pentru Enis, albastră. Uite, trebuie să strâng tot ce e aici. Așa subțire. Am luat vreo 7 sau 9, ceva de genul. Așa arată. Are aici un scris, un desen și tot mărimea 116. Eu iau din astea. Te rog frumos, n-ai voie. Subțiri de corp pentru că acolo la prezență este albă. Urcă te-n pat, da? Da. Ok, ai grijă. Așa, i-am mai luat aici încă o bluză. Asta nu e chiar de corp, dar tot subțire este. Este așa verde cu scris. Are aici niște mâneci. Așa arată. Și mi-a plăcut și asta. I-am luat multe să aibă de schimb. Cât mai multe. Sorin tot aruncă cu ursulețul lui pe aici. I-am mai luat încă una așa cu dinozauri. Sunt cam șifonate, așa au venit în colet. Așa arată. Vreau să-i arăt și lui dinozaurii. Sorin, dar dă-te de lângă trepied, că ai atât altă, uite. Dă-te aici la dinozauri. Roșu. Asta i-a plăcut lui Enis cel mai mult. I-am arătat foarte curea. Nici o fuga, Sorin, să nu te lovești. E cu un pagin. Așa e cu copii și mă întrebați că pe ei de ce nu-i filmez niciodată și de ce nu-i țin cu mine când filmez. Păi poftim! Așa arată și lui asta i-a plăcut super mult, chiar e subțirică și foarte, foarte frumoasă și nu vine să cred că de repede a crescut Enis vara asta. S-a super înălțat, deci nu era așa, dar acum s-a înălțat foarte, foarte, foarte mult. Așa, și i-a luat mami haine, să aibă multe haine.
bluza asta mi-a plăcut mie cel mai mult, jumătate albă, jumătate verde și nu știu, n-am dat mult pe ea, nu le știu prețurile, oricum au etichetele rupte și prețul de pe etichetă clar nu era ca prețul de pe site. Asta e așa mai grosuță puțin față de celelalte, mă refer. Asta chiar mi-a plăcut la nebunie, așa că i-am luat-o. Toate sunt mărimea 116. Mai are aici încă una albastră, cred că toată din azi și asta, sau ceva de genul, da. Le-am găsit foarte bune la preț, eu le-am luat pe majoritatea reduse, să știți, de pe Sinsei, pentru că dacă iei acum pe timpul verii pentru toamnă, le iei foarte bune la preț și foarte reduse, așa că i-am luat până când vine frigul să nu-i mai cumpăr hăinuțe, doar dacă necesită ceva anume urgent. Nu mai, sorry, nu mai face așa. I-am luat aici o pereche de pijamaluțe, tot lui, da, mami. Bravo, mami. Tot pentru Ianis. Bluze este așa gri, cu un dinozaur galben, dar foarte finuță. Și mi-a plăcut, am luat 122, că n-am găsit mărimea 116 și i-am luat-o chiar dacă nu este bună. I-am luat-o să fie pentru mai târziu, pentru că mi-a plăcut mult și nu știu, am dat foarte puțin pe ea. 12 lei, 13 lei, asta. Pijama asta superbă, era foarte redusă și așa că am luat-o tot cu dinozauri. Văd că am mers pe tema cu dinozauri. Vrei să vezi? Să-ți arăt și ție? Așa. Aici lingerie intimă pentru soț. Pentru ei încă un set cu șosete. Am zis că am luat multe șosete. Astea sunt mai scurte și sunt așa toate culorile, albastru, roșu, alb, gri. Aici cu diferite rațele, mami, da, și aici cu diferite culori, tot 5 perechi și astea. Eu le iau 23-26 mărimea și se încadrează amândoi, deși Ianis acum la picior poartă 27. Uimitor a crescut vara asta. Așa, și aici am de pe, și aici am de pe H&M, le-am luat două căciulițe albastre de toamnă, la fel. Din astea super subțirele, dar sunt foarte subțiri față de ce am eu tot de la ei, mult mai subțiri. Și am luat la fel, astea e Sorin. Am luat 86-92, 1-2 ani, sper că m-au zis că el vorbește mai mult ca mine. Asta este a lui Alice. Așa, sper că e bună. Așa, așa arată. Le-am luat pentru că acum o să înceapă vântul, în fine, toamna sunt bune și pentru iarnă am și dacă mai am nevoie le mai cumpăr. Vrei să te probeze, mami, cu căciulița asta? Să vedem cum îți vine? Stai să-i rupim eticheta ca să nu te deranjeze. Vrei? Mă lași să ți-o pun în cap? Așa puțin doar. Ia să vadă, mami. Hai să le arătăm cum îi vine risul în căciulița. Ești Moș Crăciun? Ești Moș Crăciun? Da. A, vine Crăciun oficial. Da. Uite, până unde e mașinuța roșie? Aici. Așa. Și aici mi-am luat mie o bustieră nouă, neagră. Nu mai aveam negre, așa că îmi doream una neagră și am găsit una destul de drăguță. Și este și bună, pentru că am aceeași mărime pe mine. Este mărimea S, da, mărimea S. Și asta se și... este elastică și are aici puțin burete, nu știu cât am dat pe ea, 40 de lei, 50 de lei, ceva de genul și mi-a plăcut mult tot de la H&M, pentru că astea de la H&M chiar rezistă în materii de bustiere, lingerie intime, încet, dă-o jos și așa mai departe, așa că mi-a plăcut și mi-am luat-o și eu să o am nouă. O bag la folosire, dar să am alta nouă, la asta mă referam. Și cam astea au fost coletele din H&M și Sinsei. Am cumpărat papucii pe care deja ați văzut, am cumpărat rechizite, am cumpărat haine din Pepco noi, cred că le mai știți, plus Adidas. Deci în afară de ce v-am arătat, mi-am mai luat și astea noi, dar deja, da, deja le-ați văzut pe astea pe toate, plus tot ce v-am arătat aici. Deci i-am luat lui Ianis haine noi să aibă foarte mult timp și bineînțeles și lui Sorin, i-am luat că le-ați văzut deja pe toate. Așa că, nu știu, eu sunt scoasă, să zic așa, cu absolut tot. Am luat, v-am zis, rechizite, tot, deci nu știu, eu nu mai am nimic de cumpărat. Doar dacă se mai ivește ceva pe parcurs, o să cumpăr. Așa că, dragilor, sper că v-a plăcut, sper că nu v-am
solicitat, auză-l foarte mult, pentru că am fost doi de data asta aici la filmat. Dacă v-a plăcut de mine, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să cântă, să-mi dați un like, să-mi lăsați un comentariu, să-mi spuneți voi cum stați cu pregătirile pentru școală, pentru grădiniță și așa mai departe. Sau cei pe care voi, copiii care sunt la școală, știu că au uniforme în ziua de astăzi. Așa, și nu vă trebuie atâtea hăinuțe de cumpărat. Dacă v-a plăcut, v-am zis, nu uitați să vă abonați la canalul meu, pentru că am nevoie de voi, să-mi dați un like și să-mi spuneți cum vi se pare acest roșu la mine în păr, pe care nu o să-l las așa, cu timpul o să îl mai fac. Vă pup și vă mulțumesc încă o dată că ați reușit să stați cu mine până la final.